Viitorul ne preocupă pe noi toți. Visăm tot timpul la un viitor mai bun, mai frumos, iar unii dintre noi chiar încearcă să-l construiască așa. Proiectul Atlantic Ron s-a lansat acum 24 de ani, se desfășoară aproape de ruinele cetății Capidav și reunește oameni pasionați de viitorul planetei și al omenirii. Putem spune că Academia de Vară pentru Tineret, Știință, Viitorologie și Science Fiction este o astfel de școală, una non-formală, aparte. Aflați lucruri noi, ultimele descoperiri din știință, tehnologie și artă. Atlantic Ron este considerat de cei care participă un experiment unic de viață și de educație în natură. Aici vin copii, părinți, tineri, profesori și oameni de știință din întreaga lume. Vă invităm acum la Atlantic Ron 2013 să călătoriți cu noi pe insula Capidava, printre copaci, corturi, ateliere, conferințe și să ascultăm poveștile despre viitor ale copiilor și ale oamenilor de știință. Călătorind pe Dunăre, aproape de cetatea Capidava, într-una dintre cele mai longevive și speciale tabere din România, ajungi doar cu barca. Aici stai la cort, în mijlocul naturii sau pe un ponton plutitor. Îți faci mâncare la ceaun, faci baie în Dunăre, nu ai oglinzi, te relaxezi în hamac și înveți despre viitor. Avem cetatea de la Capidava, nu foarte departe de noi. Și acolo se întâmplă alte lucruri minunate, sunt taberele de arheologie, deci ei caută trecutul. Noi aici ne uităm întotdeauna spre viitor, vorbim despre viitor, căutăm viitorul. Motoul de anul acesta la Atlanticron este ferestecă de viitor. Atlanticron este numele dat în urmă cu 24 de ani acestei tabere de vară care atrage peste 400 de copii, adolescenți, studenți și oameni mari, mari la propriu și la figurat. Vară de vară, cu toții se întâlnesc, discută, învață, creează. Eu cred că Atlantic Ron este o școală așa cum ar trebui să fie. Nu sunt acele informații în legătură cu care îți pui mereu întrebarea de ce trebuie să tocesc lucrurile astea pentru că nu le voi folosi niciodată. Sunt informații din științe care nici măcar nu se predau în școli. Noi aici le auzim deja de ani de zile. Deși eu am formație umanistă, aici am învățat și despre fractali și despre știința complexității și despre astronomie. Ideea lui Mironov de acum 24 de ani, viziunea lui a devenit realitate în timp. În lume știu că nu mai avem ceva asemănător. Sunt mândru să spun că într-o colaborare cu Comisia UNESCO a Statelor Unite am început discuții pentru a realiza împreună programe asemănătoare. Le-a plăcut modelul nostru. Chiar așa l-a numit, modelul Atlantic Ron. Modelul Atlantic Ron înseamnă până la urmă costuri mici, ne gândim la costuri și un volum de informație și de educație fantastic. Toată lumea parcă are o vrajă. Deci este sub influența unei vraje aici la Atlantic. Pustie în timpul anului, insula din mijlocul Dunării devine neîncăpătoare, plină de viață și zgomotoasă timp de 10 zile vara. Aici vezi adunați tineri și adulți ce discută despre cărți. Mai încolo, alții fac tai chi. În altă parte a insulei, copiii construiesc bărci. Profesorii invitați să țină conferințele împărtășesc și ei entuziasmul copiilor și chiar dacă uneori subiectele nu sunt la îndemâna oricui, găsesc o cale de a le explica pe înțelesul tuturor. Profesorul Leon Zăgrean le-a povestit tinerilor despre ultimele descoperiri din domeniul neuroștiinței și epigeneticii. Informația este componentă fundamentală a Universului. Prin asta înțelegând legile care stau la baza organizării Universului, iar omul nu este altceva decât o părticică din Univers. Și cred că acest lucru trebuie neapărat învățat foarte repede și începând, bineînțeles, cu procesul de educație. Cel mai important lucru la care trebuie să fim atenți este cunoașterea. Aceasta definește omul. Cel mai important element după cunoaștere care ne este la îndemână nouă tuturor este de a reevalua valoarea umană. Pentru că în acest moment, în lume, valoarea umană este cântărită, apreciată, evaluată după totul alte criterii decât cele care dau semnificație ființei umane. Cu alte cuvinte, se măsoară în bani,
în situație de putere, situație materială, dar cel mai important lucru care este foarte urgent de a fi cunoscut ar trebui să fie relația omului cu mediul, cu mediul natural. Și aici aș vrea să insist în special a celor care prin întreprinderile care le realizează au impact asupra mediului. Am aflat ceva, bunicul Andrei a zburat în spațiu cu racheta. Bine, fiecare ține conferințe despre domeniul lui de activitate. Eu, normal, am venit să vorbesc despre spațiul cosmic. Timp de 2 ore le-am vorbit participanților, nu numai tinerilor, pentru că sunt participanți de toate vârstele, despre activitățile cosmice în lume, despre interacțiunile marilor puteri, despre ceea ce se întâmplă acum, ce se va întâmpla în viitor. Și, desigur, aducând argument puțină istorie. Eu nu știam că din toată lumea doar 500 și puțin, aproape 500 au zburat în spațiu și noi a fost primul dumnealui și este al 103-lea din câte am reținut. Și nu știam asta, chiar nu știam. Și a fost, wow, foarte interesant. Planeta Marte este o planetă fascinantă pentru că pe ea se găsesc urme ale unei vegetații, ale unei activități vii. Planeta Marte, odată de mult în istorie, poate 1 milion, 2 milioane de ani în urmă, a fost o planetă vie. Iar acest lucru este demonstrat din plin de descoperirile pe care le fac roboții marțieni. Orice investigație asupra planetei Marte și orice informație asupra trecutului ei și cataclismului care a dus-o la această stare în care se găsește acum, poate să ne furnizeze informații extrem de importante pentru protecția Pământului nostru. Planeta Roșie este vedeta acestei seri la Atlanticron. Exact cu un an în urmă, robotul Curiosity a fost trimis să exploreze planeta Marte. Acum toți așteaptă să afle despre ultimele descoperiri ale robotului chiar de la un reprezentant al Agenției Spațiale NASA. Jet Propulsion Laboratory este responsabil de crearea roboților care merg pe alte planete. Este cel mai puternic institut de cercetare și producție din Statele Unite în domeniul spațial. Până acum, aproape toate misiunile planificate, gândite, realizate la Jet Propulsion Laboratory au avut un succes deosebit. Pentru a doua oară la Atlantic vom intra în direct cu prietenul nostru deja, Ravi Prakash. Can you hear us? Can you hear me? Yes, welcome again at Summer Academy, Atlanticron. Ravi Prakash is landing engineer at JPL, Jet Propulsion Laboratory, NASA. What's your opinion about the discoveries, the last discoveries on Mars? Sure, that's a great setup for the purpose of this mission, which is this Curiosity rover is designed to tell us, could Mars have had life in the past? And to explore Mars to see if it had water. And we found out, actually, within a few short months of starting driving, that the answer is a big yes. We discovered very quickly that there was bedrock. If you think of like a river, but the water is all gone. We discovered that very quickly on Mars. And so we know that Mars at one point had flowing water. There's carbon, which is a very important ingredient for life. There's nitrogen, there's a whole host of other oxygen, there's hydrogen, there's all the ingredients you would ever want for life, and so we're very excited about exploring Mars. What do you think will be the next project? So that's a good question. Are you talking about eventually putting humans on Mars? Yeah, why not? And when? Yeah. So right now, you're right, we landed a 1-ton car on Mars. This was the biggest thing by far that we've ever landed on any planet. If we want to land humans on Mars, we have to think of a whole new way to land on Mars, because to land humans on Mars means you have to land a sort of a house, you have to bring food, you have to bring water, you have to bring a lot of things, you have to bring oxygen, because there's no oxygen on Mars to breathe. So you have to bring a lot of things with you, and they estimate that maybe you have to land, instead of 1 ton, maybe you have to land 70 tons.
which is a lot more, basically much, much bigger. So we have many, many groups at JPL, at the Jet Propulsion Lab, thinking of ways where we can land humans on Mars. And we're very excited about those new options. Thank you. Elev în Constanța a fost, fără îndoială, cel mai încântat de conferința virtuală cu Agenția Spațială Americană. De când am început să citesc, de la vârsta de 6 ani, citesc despre enciclopedii despre univers și mă pasionează foarte mult fizica și matematica. Am vorbit cu un inginer de la NASA, asta m-a impresionat cel mai mult și am pus întrebări despre acel roboțel Curiosity de pe Marte. Am aflat că timpul de comunicare pe zi cu el este doar de 8 minute. Ei vorbesc prin unde radio cu acel roboțel. Este un satelit care orbitează în jurul planetei Marte și se transmit undele radio, ajung la acel satelit și de acolo satelitul transmite mai departe la roboțel și astfel roboțelul face ce se spune de la bază. De când sunt mic, îmi doresc să ajung la NASA. Și anul acesta am avut șansa de a participa la acest concurs NASA cu o lucrare despre o stație spațială. Așa și am câștigat premiul întâi la clasa 7-a. Peste tot se întâmplă ceva. Participanții tineri ai taberei sunt atrași la Atlanticron de felul inedit în care învață lucruri noi, de lipsa obligativității, de libertate. Se strâng zilnic în număr mare la ateliere, conferințe organizate în amfiteatrul natural sau, de ce nu, între copaci pe jos. Temele abordate sunt diverse și ai de unde alege. Atelierul meu preferat este științele complexității. Eu fiind studentă la Politehnică, zona științifică mi-e mult mai la îndemână, mi este mult mai aproape. Atelierul de complexitate, coordonat de Centrul pentru Studii Complexe, în calitate de organizator principal al acestei Academii de Vară, a avut ca temă principală viitorul și complexitatea. 5 cheie definesc acest atelier, neuroepigenetica, creativitatea, tehnologiile complexe, știința complexității și robotică. La cortul Nexus Roboticus îi avem ca invitați pe băieții de la X-Project. Ei ne-au lansat la apă-navă modele, ne-au arătat cum funcționează niște mașinuțe pe baza unei aplicații dezvoltate de ei pentru sistemul de operare Android. În fața unui cort, pe o măsuță pliantă, 4 din cei mai mici participanți ai Academiei de Vară Atlanticron își petrec ore în șir, încercând să reproducă modelul unui fractal. În prezent, noi aici construim cubul lui Sierpinski. Piramida lui Sierpinski. Cubul l-am făcut înainte. Da, am făcut înainte cubul. Acum facem piramida lui Sierpinski, care este făcută din 8 cuburi de 6x6 aproximativ. Mie îmi place foarte mult, în special, că toată lumea face ce vrea, că suntem liberi. E o insulă în care întotdeauna se descoperă ceva nou, din primul rând pentru că sunt prea mulți copaci să observe o imagine din ansamblu prea mare, așa că trebuie să explorezi întreaga insulă. Îmi place cel mai mult modul de a comunica aici, că este foarte interesant. Mie îmi place cel mai mult pe insulă, pentru că e o insulă mare și plină de lucruri frumoase. Mergând la pas printre corturi și copaci, descoperi că arta, dansul, fotografia, cultura, toate își găsesc un loc pe insulă. Copiii pot alege cursuri în care învață pictura pe lemn sau cum să facă o mască. Poți să înveți să faci sport sau să te joci. M-am înscris și la Zilele Aventurii. Suntem împărțit în echipe și câteva echipe formează o nație. Eu sunt, de exemplu, de la Atlanți. Trebuie să construim o barcă și să și plutească să meargă, să stea pe apă. Am avut și competiții sportive, de exemplu, la not sau la alergări sau la scoară.
Am avut și competiția de la miezul nopții, când a trebuit să alergăm cu sticle de apă și să dăm turul insulei și ni se puneau întrebări. Erau 5 repere și la fiecare repere se puneau 5 întrebări. Și dacă greșeai, îți țepa sticla și cu cât ajungeai cu mai multă apă, cu atât era mai bine. Nimeni nu-i constrânge pe copii să meargă la un anumit curs. Nimeni nu face prezența, nu se dau note, nu există obligativitate. Este libertate și în minte și în suflet. Am mai fost la cursul domnului Teodor Vasile despre puterea minții, ceva cu autocontrol mental. Am vorbit despre diverse, despre existența fantomelor, despre locuri sfinte și a fost foarte interesant. Am avut și invitați care au vorbit despre domenii la frontiera științei. Domenii care acum sunt în dezbatere și care din ce în ce mai multă lume, mai mulți oameni sunt apropiați. L-am invitat pe doctorul Teodor Vasile. Este psiholog, este licențiat, a terminat doctoratul în India, la Calcuta. Evident, a fost, nu că interesant, 4 zile, 5 când a stat aici la Capidava, nu cred că a avut timp să, cum spunem noi, să răsufle. Am fost uimit să găsesc aici atâția tineri care să-și dorească să cunoască și o altă parte de adevăr, să caute dincolo de frontierele cunoașterii, îmi place să spunem, să încerce să găsească și altceva decât ceea ce se găsește în publicațiile de zi cu zi. În fiecare an regăsesc oameni tot mai interesați de acest domeniu și de ceea ce ține psihologia aplicată și de acele elemente de medicină complementară și alternativă și tot ceea ce ține de arta spirituală. Oameni interesați din ce în ce mai mult să practice meditația, relaxarea, formele de respirație, tehnicile pe care noi le facem, în general, duc la obținerea unei stări de armonie. Știu, sunt oameni care pot spune că este vorba doar de o autosugestie, dar chiar și dacă ar fi vorba doar de o autosugestie, dacă aceasta este pozitivă și ajută, de ce nu? Ultimele descoperiri ale oamenilor de știință ajung și pe mica insulă dintre ape, cu ajutorul internetului. Ne propune să le oferim ferestre, să-și aleagă poate ceva la care nu s-a gândit până acum. Avem laborator de astronomie, am avut specialiști de la Institutul Național pentru Sport, conduși de Pierre de Hilarin, invitații virtuali. Sigur, cum să nu fiu onorat când l-a invitat virtual pe profesorul dr. Eliot Sorel, care este unul din oamenii care îl sfătuiesc pe președintele american, unul dintre cei mai puternici oameni ai planetei. Am vorbit cu premiul Nobel pentru fizică, un român la origine, Murray Gell-Mann. Vorbim cu David Anderson, este unul dintre cei mai mari specialiști ai lumii, doctor în fizică, matematică, filozofie, dar specialist în fizica timpului. Doctorul David Anderson, prezent doar virtual în acest an, a recomandat în 2008 fenomenul Atlanticron scriitorului Peter Moon. Cei doi au colaborat la proiectul Montauk, experiment în timp. Peter Moon vine des în România, cercetează și scrie despre locurile speciale din țara noastră. I've been to the Sphinx in Babylon and the Yalomita cave, which is just a fantastic cave. One of the most magnificent I've ever seen. There are, in the whole Sarmizegetusa area, this is a lot of hidden history that remains under the mountains that is buried, and many people have heard of this. Romania is the crossroads of the world, where East meets West, and not only geographically, but spiritually. And the heart, I believe that so much of the heart of the world exists here in Romania, and that people should follow the heart, their own heart, and follow the heart of Romania. You have to find out what that is. Vanda Osman este unul dintre, să spunem, cercetătorii itineranți ai locurilor speciale de pe pământ. Ei le numesc locuri sacre, eu prefer să spunem locuri speciale. Gândiți-vă la o persoană care a fost și pe Machu Picchu, a fost și la piramide, a fost și în India, a fost și în Tibet. Acum a venit în România din motivul de a vizita zonele noastre superbe.
Because Peter invited me, he picked the subject sacred sites, and all I wanted to do was to come and to share a little bit so we'd have a perspective that we're not alone, that there is this earth, this magnificent home that we live on, and we're all connected, and that was the message. I believe that in our history and in our families, we have forgotten who we really are. And what that means to me is that I believe we're star-born, even if you want to be from a scientific point of view, that our very DNA comes from the stars. I believe that we have far more potential than we've been told that we have. And I believe that our heart is connected and our DNA is connected to, let's say, a library of potentiality and wisdom. Wanda organizează călătorii în mai multe locuri sacre ale lumii. Ea are convingerea că atunci când oamenii iau contact cu energia aparte a acestor locuri, pot să-și răspundă mai ușor la întrebări precum cine suntem și de unde venim. Let me be very clear. I believe the most sacred place in the whole planet is within your body, it's your heart. And I would ask that you feel from your heart, okay? And think from your heart, not your head. I like it a lot. It's beautiful and the people are amazing and the style of learning, it's not like anything you normally see and you can feel the energy as soon as you come on the island. Pe insula Atlanticron, copiii sunt încurajați și ajutați să-și dezvolte pasiunea sau talentul într-un domeniu anume. Tinerii cărora le place să citească, să scrie, merg la ateliere de literatură, de arta dramaturgiei, de magia cuvintelor, de science fiction sau de cultura imaginii. Am scris câteva povestiri scurte SF și non-SF. Acum, la 3 jumate, trebuie să citesc una dintre ele la un soi de cenaclu făcut aici pe insulă. Ce spun, abia aștept că e prima oară când citesc în fața oamenilor. Am început acum 20 de ani. Cei care iubeam science fiction, deci visători până la urmă. Visam că va veni o zi când voi putea să calc, să pășesc pe această insulă magică. Eram insulă magică, eram puști și pentru că sunt un iubitor de science fiction și am început copilăria mea cu o povestire science fiction din Anticipația, am putut să visez. Și visul acela a devenit realitate, ca multe alte idei science fiction. Cred că, bun, science fiction a fost un gen mereu, un atractor mereu, în special pentru tânăra generație, pentru faptul că face o promisiune implicită, că îți povestește de un viitor la care s-ar putea să ai acces cândva. Dar de câțiva ani de zile cred că se mai întâmplă un fenomen. Cred că, în bună parte, literaturile clasice nu mai au capacitatea de a vorbi despre un viitor încă inaccesibil, pentru că dinamica este atât de mare, dinamica existenței noastre, încât literatura clasică parcă băltește și parcă ține de trecut. În ultima instanță, science fiction te scoate dintr-o contemporaneitate materială, te face să te simți liber. Heather este o persoană pe care o remarci imediat ce pășești pe insulă. Este mai mereu înconjurată de copii. Ei sunt fascinați că sunt pictați și tatuați. A fost prezent la Atlanticron în ultimele 7 veri. Each year it's slightly different. I like to get connected to what the theme is and try to bring new things to the island that I feel are important skills or needs for young people today as they go into a global world. And this year I'm teaching two classes, one on dream catchers and Native American culture, and then the other one is Tai Chi. So definitely the island itself and the people here in the space. And of course the energy becomes amazing here because when you have people that come from all over the world together in one space, living together, sharing time together, sharing thoughts together, not only for a few moments like maybe in a traditional classroom where we spend maybe 50 minutes together, but all day and into the evening, there's a lot of special things that happen. În acest an, Heather a câștigat inimile copiilor, dar și ale celor mai mari, pentru că i-a învățat cum să prindă visele rele.
Dreamcatcher has been in the Native American culture for generations, and it's a traditional art. The hoop is seen as a very strong symbol. It's a symbol of strength and it's a symbol of unity. So what happens is the dreamcatcher hangs. Negative dreams get caught in the web of the dreamcatcher, and then as the sun rises in the bedroom, the sun will clear the energy of the negative dream. The first step is I'm going to tie a knot at the top. You want to leave a bit of a tail because you want to be able to hang it when you're done. And what you're going to do is start making your way around the hoop. Get a decent length of string. You can use any kind of string that you want. And the first step will be tying a knot right next to the knot that you used for your hanger. So once you have your knot tied by the knot that you put in for your hanger, you're gonna start creating your web. So I put my thumb on my knot and I create almost like a little smiley face. And I'm gonna come around the hoop and I'm gonna pull the string to my left so it creates a twist like that. Now I'm going to do this again. And this is how I'm going to create the first row of the dream catcher. So now I've got my first row complete and I'm going to start my second row. So I'm going to start off on my first stitch and I'm going to go over the top, around, coming back through, pulling towards me on the left, and I'm gonna do the exact same loop that I did when I created my first row. I've completed my web and I added a bead, and now for the final step you can add some decorations. In the Native American culture, feathers of course are used because as the good dreams come in, they flow down the feathers that hang and then into the mind of the person sleeping. Pe insulă se vorbește în românește, italiană și engleză. Praful natural, țânțarii, lipsa confortului oferit de un loc clasic de cazare nu par să-i deranjeze pe cei veniți tocmai din Statele Unite ale Americii. It is absolutely amazing to have the time with quality teachers, lectures. They have also the video calls coming in, the enrichment program with art and the children, and to have the quality of time on this incredible island with this water is so conducive to really going deep. Atlanticon is a magical place, and it's artistic, creative, and it's scientific. I didn't know much about Romania, so for me it's been such an incredible learning experience. The hospitality has really touched me. There have been people that don't know me at all. It was just much bigger than I expected, and it's really touched my heart. Zeci de activități au loc pe mica insulă de numai 2 km pătrați în același timp. E greu să te împarți, dar toată lumea pare a se simți bine. Seara se cântă la chitară și se vorbește despre drumul oamenilor către stele. Chiar și o bălăceală în Dunăre poate avea rostul ei. Am zis, mă, ce ar fi dacă ne-am ține o parte dintre lucrări în apă, în Dunăre? Toată lumea a râs, în fine, părut așa o glumă de moment. Cineva a făcut o plută din sticle și a devenit o masă pe care s-au pus obiecte, altcineva a făcut o altă plută pe care s-au pus pahare și s-a dus și un pahar și niște vin și a ieșit o mini-conferință ad hoc despre antreprenoriat social. S-au încins discuții interesante. Bun, finalul a fost totuși o explozie de bucurie și de râs și am întors pe uscat. A
Atlanticron este pentru mine al doilea acasă. Vin aici de când aveam 18 ani. Tabăra asta a evoluat și a crescut în același timp cu mine. Tatăl meu este printre cei care a întemeiat această instituție. Este atât de drag de locul acesta, încât pot să-i spun fără să exagerez că e cel mai frumos loc de pe pământ pentru mine. Atlanticron este un mediu deosebit. Un mediu natural, dar un mediu plin de știință, plin de inovare, plin de inițiative. Un mediu în care tinerii se pot forma pentru a gândi altfel. O insulă într-o mare de nebunie și de agitație, care odată pan reușește să mă liniștească și să mă pună față în față cu mulți prieteni pe care îi văd de cele mai multe ori doar aici. Cred că cel mai impresionant e complexul ăsta de natură, uman și dorință de a îți depăși limitele și de a-l înțelege pe celălalt. Atlantic Run pentru mine este o experiență uimitoare, mi-a plăcut foarte mult și încă îmi place. Sigur o să vin și la anul. Atlantic Run este pentru mine o experiență minunată pe care am avut-o acum pentru prima dată și pe care sper să o continui de-a lungul următorilor 100 de ani. Este un lucru superb și poate că n-am cum să-l transmit prin intermediul camerei de la vedere, dar lucrurile acestea chiar se întâmplă aici. Îmi face campanie pentru tabăra Atlantic Run. Nu ne interesează ca să facem acea publicitate care să atragă oameni doar așa de a veni să bea o bere. Nu asta ne interesează. Cei care vor să știe de Atlanticon vor ști cu siguranță. Cei care își vor dori să vină la Atlanticon vor veni cu siguranță. De 24 de ani, oameni tot vin pe insulă. Doar o parte din secretul prin care acest loc atrage copii, tineri și adulți s-a lăsat descoperit. Atlanticron atrage prin informație, prin natură, prin atmosferă. Toate creează un ansamblu inedit.